Așa cum vă spuneam, are doar 2 ani, dar este mai puternică decât orice luptător. Nu știe să vorbească, dar prin plânsul ei spune mai multe decât printr-o mie de cuvinte. Îi plac desenele și când aude muzică se unduiește ușor. Ar dansa, dar deocamdată nu poate. Ar râde, dar ceva nu-i dă voie. O boală cumplită o chinuie în fiecare zi și o face să stea mai mereu încruntată. Totuși, Anesia își crede mama atunci când îi spune că va scăpa de tumora din stomac. Și luptă cu înverșunare pentru viață. Fetița suferă de o formă rară de cancer la intestin, dar cu ajutorul nostru, al tuturor, se poate vindeca. Mai are nevoie de 12.000 de euro pentru a fi operată. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Copilăria Agnesiei este tristă și dureroasă. La vârsta la care ar trebui să râdă și să se joace alături de alți copii, Agnesia este dependentă de un pat de spital. La doar 2 ani, fetița este chinuită de o boală cruntă, cancer la intestin. În burtica ei de copil a crescut o tumoră care îi pune viața în pericol în fiecare clipă. Conectată în permanență la aparate, fetița își petrece timpul uitându-se la desene pe tabletă și din când în când, câteva jucării o fac să uite de boală. Dar nu peste mult timp, tumora o supără din nou. Mama este în permanență alături de ea, în salonul de spital care a devenit de la sfârșitul verii casa lor. Speră să-i mai aline suferința cu o mângâiere. Ce mi-e utoare? Nu mai alin și eu, mai cu jucării, să mai ușurez durerile. Toată ziua mă rog la Dumnezeu ca să mi-o salvez. Agnesia face chimioterapie într-un spital din Turcia acum. Medicii încearcă prin tratament să-i micșoreze tumora pentru a o putea opera. De când a fost internată, tumora a scăzut 10 cm, dar încă nu este suficient pentru intervenția chirurgicală. Este o operație foarte dificilă, durează de la 10 până la 12 ore și între o echipă foarte mare de medici. Adică este o operație cu foarte mari riscuri și foarte grea. Părinții au aflat de boala micuței în urmă cu 8 luni. De atunci, singurul lor scop a fost să-și salveze fetița. După ce au aflat de posibilitatea operării în Turcia, părinții au vândut tot ce se putea și au apelat la Asociația Salvează o Inimă și la bunătatea oamenilor pentru a strânge banii necesari. Suma este însă foarte mare, 44.000 de euro, din care au reușit să strângă 31.500. Da, Dumnezeu poate ne ajute să scăpăm din ghearele morții. Dacă vreți și puteți să o ajutați pe micuța Agnesia să trăiască, donați 2 euro prin SMS la numărul 8832 cu textul Agnesia. Cu 6250 de SMS-uri o putem salva pe Agnesia, iar coșmarul familiei va lua sfârșit.